pare bine să fiu în fața voastră și felicitări că ați ales să vă petreceți duminică după masa cu noi. Mă aude toată lumea? E ok? Super! Haideți să-mi iau și chestia asta. Eu cu tehnica mai slăbuț. Dacă o să mă împiedic pe scenă, vă rog frumos să mă aplaudați pentru încurajare, da? Mi se întâmplă să mă împiedic în cele mai... Mersi! Super! Ok! Câți dintre voi aveți o pasiune pe care o țineți acolo, aproape de suflet? Ok, bun. Păi înseamnă că o să fim pe aceeași lungime de undă. Prezentarea mea se numește Pasiune versus mi-ar plăcea să. De câte ori vi s-a întâmplat să spuneți mi-ar plăcea să fac canoing? Mi-ar plăcea să fac alergări? Vi se întâmplă chestia asta? Ok? Am înțeles. Păi, hai să vedem. Mie funcționează chestia asta, ia să vedem. Așa, acum s-ar putea să funcționeze. Mie îmi place să dansez. Nu sunt cea mai bună dansatoare, arăt chiar ciudat. V-ați uitat cumva la Seinfeld? Există? O știți cum dansa Elaine? Exact, deci dacă știți cum dansa Elaine, aveam niște mișcări de alea așa foarte ciudate, eu mă simțeam foarte bine și dansez în continuare, chiar dacă lumea se uită ciudat la mine. Îmi place să citesc foarte mult. Consider că cărțile sunt cei mai buni prieteni pe care poți să-i ai. Sunt lumea ta, sunt sfaturile de care ai nevoie, sunt prietenii tăi departe de casă. Și îmi place să mă dau cu mașina. Sunt fondatoarea unui forum de mașini, poate ați auzit de Smart. Eu sunt fondatoarea în România, sunt pasionată de mașina asta. Trăiesc, mănânc, plec cu ea, aș lua un pat dacă s-ar putea să ne îmbrățișăm așa înainte de culcare. E un pic mai mare, o las în fața blocului. Mi-ar plăcea să fac rafting. Câți dintre voi sunteți în aceeași situație? Ok. Mi-ar plăcea să fac bungee jumping. Da, bun așa. Mi-ar plăcea să mă dau cu motorul. Wow, bine, deci cu motorul e ok. Hai luați o foaie de hârtie din cele de feedback și scrieți ce v-ar plăcea să faceți. O chestie care până acum n-ați făcut-o și ați vrea neapărat să faceți. Nu vă lăsați inspirați de chestia asta. Mi-ar plăcea să gătesc un fel de mâncare. Mi-ar plăcea să învăț o limbă străină. Mi-ar plăcea să plec în Franța. Mi-ar plăcea să devin degustător de vin. Ce vreți voi? Și acum vine partea cea mai interesantă. De desubt scrieți de ce nu faceți acel lucru. Hai, între voi și bilețelul vostru, e ok. Nu o să știe nimeni, e doar între tine și foaia de hârtie. Dragoș, un singur lucru, e ok. Mi-ar plăcea să un singur lucru, nu lista. Ok, bun așa. Merge și cu lista. Ai scris de ce nu le faci? Ok. Eu o să vă spun că le-am făcut pe toate cele. Am făcut rafting în Târgu Jiu, am făcut bungee jumping la Romexpo, m-am dat cu motorul. Știți ce mă împiedica să fac și să trec de la mi-ar plăcea să la wow, sunt pasiunea mea? Aveți idee? Frica. Ce scrie pe bilețelele voastre? Care vreți să spuneți? Sau citiți de voi. Ce vă împiedică să faceți ce vă doriți să faceți? Ok. Timpul. Timpul e relativ. Timpul ți-l faci. Comoditatea. Cel mai greu e să faci un pas când ieși din casă. Momentul în care ai ieșit din casă, deja nu mai ești comod. Ai făcut cel mai mare pas. Ai ieșit din casă. Mie îmi plac oamenii. În prezentarea mea, Ștefan mi-a spus că sunt trainer de vise împlinite. Pentru că eu cred că un vis este doar în prima secundă vis. După care devine vis împlinit în momentul în care l-ai scris pe foiță. Mi-ar plăcea să. L-ați scris pe foiță, ați făcut deja primul pas în împlinirea lui. Acum depinde doar de voi să faceți următorul pas. Și mie îmi place să desenez. Cam asta fac eu în momentele în care am ședințe, în momentele în care sunt stresată. Și pentru că îmi place să-mi îmbin pasiunile, avem ceva de genul ăsta. Avem un om fericit, o pasiune
și o poveste. El este fostul președinte de la Junior Chamber International Buzău. E unul dintre prietenii mei apropiați și noi îi spunem guru, pentru că tot timpul e acolo alături de tine cu un sfat. Hai să faci așa. Încearcă și asta. Haide să vorbim despre. Și noi îl poreclim cu drag, guru. Acesta e un tricou în care eu am îmbinat pasiunea mea. Pasiunea de sena și oamenii. De ziua lui a primit un tricou pictat de mine. Pentru că una dintre pasiunile mele, care niciodată n-am avut curaj să o vociferez, a fost faptul că mi-a plăcut să desenez și mi-a plăcut să mâzgălesc lucruri. Am blugi pictați, am tricouri pictate, mama mea care mă susține întotdeauna a zis, bravo mamă, ești talentată, e ok, nu e nicio problemă că nu mai poți să porți tricoul ăla, e foarte bine că l-ai pictat, e foarte bine că ai desenat cu carioși pe el. Eu eram foarte încântată. Nu conta, erau făcute de mine, le purtam cu mândrie, deși nu toată lumea era la fel de încântată de ce purtam eu. Anul acesta m-am decis că pasiunea mea poate fi un mod de exprimare. Și ca atare, de când am decis să fac chestia asta, prietenii mei primesc cam următoarele cadouri. Bad boys go to heaven, bad boys go to London. Cam așa arată pasiunea mea. Ce m-a împiedicat foarte tare să o fac publică și de ce am ales astăzi să o fac publică este pentru că dauna mi-a fost frică să fiu criticată. Cred că mulți avem frica asta de a fi criticați. Și mai ales în momentul în care te decizi să investești, pentru că toate tricourile astea au fost, pe lângă pasiunea de a desena, au fost făcute cu drag, pentru că au fost către dedicate oamenilor dragi mie. Și mi-a fost frică dacă nu o să le placă, dacă nu o să le poarte, ce se întâmplă dacă? Și am decis că mi-ar plăcea să le poarte, mi-ar plăcea să le placă și în fond și la urma urmei la naiba un cadou de la mine ar face bine să le placă. Așa că sunt Ana și pictez lucruri. Asta este pasiunea mea, una dintre ele. A doua e raftingul. Și cam așa arăt eu când pictez. Și sper că v-a plăcut. Îndepliniți-vă visele!